Meciul cu Malta este pentru noi ca o finală. De această părere este atacantul național al Moldovei, Vitalie Damașcan. El susține că jucătorii trebuie să rămână cu picioarele pe pământ și să iasă pe teren foarte motivați să câștige meciul cu Malta din Liga Națiunilor. Ce ține de meciul cu Malta este foarte, foarte important cum o să începem, pentru că este primul meci și de aici pornește tot. Cum o să începem așa și cred că o să mergem mai departe, este ca o finală pentru noi și cel mai important este că toți înțelegem seriozitatea acestui meci și suntem siguri că o să ajungem pregătiți maxim la ora meciului. Poate unii luând în considerare ultimul parcurs al naționalei, poate ne socot favoriți, însă noi nu prea ne gândim la acest lucru. Noi, indiferent de rezultatele care le-am avut, știm toți că ni s-au dat doar prin multă muncă și prin determinare, așa că să rămânem cu liniștiți, cu picioarele pe pământ și să ieșim la fel de motivați cum am fost la meciurile anterioare. Vitalie Damașcan a fost transferat în această vară de echipa Maccabi Petah Tikva din Israel, însă nu a debutat deocamdată în campionatul acestei țări. Din cauza unor probleme birocratice, el nu a fost legitimat deocamdată de noua sa formație. Damașcan a primit noutatea bună în cantonamentul echipei naționale. Eu am vorbit ieri cu directorul sportiv și am fost pus la curent că după națională voi fi apt de joc. Echipa lui Vitalie Damașcan a suferit înfrângeri în primele două etape și ocupă ultimul loc în clasament.